Stimați domn președinte Academiei, stimați rector, stimați academicieni, profesori, de ce mi-am asumat răspunderea ca să elucidez azi tema patologie broncopulmonară, atât la adult cât și la copii, deoarece la etapele activității mele științifice am elaborat o schemă de patogenie a pneumoniilor destructive. Am ajuns la situația atunci când am evitat rezecțiile pulmonare, ajungând la terapia medicală. Aici eu vă demonstrez cum arată imaginea, o radiogramă simplă, prima, așa, imagine unde lucrează bine plămâne și a doua radiogramă care este prezentată în COVID-19. Cam așa arată radiograma și la H1N1. În situația dată, patologia este bilaterală, afectează structurile principale a plămânului, afectează alveole, parenchimul, rămâne numai structura fibrinoasă, numai aceasta. Dar când se mai întâmplă? Atunci când avem diagnostice tardive în COVID-19, atunci când pacientul este în perioada de inflamație, atunci când este la respirație dirijată, atunci când primește oxigen într-o cantitate mai mare decât este necesarul, adică străduindu-se să-i dea o respirație adecvată, atunci se dezvoltă o fibroză pulmonară. Deci în COVID-19 se dezvoltă fibroza pulmonară în situația dată, dacă nu este tratat la vreme. Se dezvoltă aceasta atunci când pacientul se află la respirație dirijată. Aici este demonstrat acest gem de proteine care aderă la toți receptorii care se găsesc pe toate celulele în organismul omului. Dar cel mai principal este atunci, dar arată mai departe, materialul e mult, dar cel mai principal este atunci când ea aderă la eritrocit. Aici este demonstrat datele de ce au decedat pacienții cu COVID-19. Dar noi vedem că decedează pacienți nu numai de vârstă înaintată, dar decedează de acum pacienți de vârstă fragedă, decedează copiii. În situația dată, cu referire la ceea ce a vorbit domnul academician Gropa, s-a cere niște studii aprofundate în domeniul aprecierii. Ce este legată mortalitatea decesele la persoane tinere cu imunodeficiență sau cu patologii concomitente sau cu alte patologii, de atâta este necesar de a aduce investigații în domeniul dat. Desigur că patologia dată în marea majoritate a cazurilor care a fost cazul de decese a fost insuficiență respiratorie acută. Ea a fost în 100% de cazuri, iar insuficiență respiratorie de gradul 2 se întâlnește mai puțin, în 50% din cazuri. Totodată leucocitoza se întâlnește, adică generată inflamația în 50% din cazuri, pe când leucopenia, care generată o imunitate destul de scăzută, ea se întâlnește în 100% de cazuri. Desigur că acest virus, el are un nou mecanism de aderare și un nou mecanism de lucrare în organismul omului. Desigur, primul focar, pe unde domnul profesor Spânu s-a referit la acele poarte de infecție a coronavirusului, dar afară de aceea poartă de infecție, noi avem poartă de infecție și fecal-orală. S-a depistat că în materiile fecale se găsesc foarte mulți virus COVID. De atâta este suplimentar, încă trebuie să vorbești, spălați mâinile cu săpun. Cunoscând faptul că acest virus are e acoperit cu un strat lipid, totodată el are componenta de proteine. Și ca rezultat la aceasta, acest virus care nimerește în organism mai frecvent prin cale, prin respirație, el aderă la endoteliu, adică la prima, structură anatomică. Atunci când aderă la acest epiteliu, el, desigur, găsește în patul sangvin, deoarece epitelul este la hotar din țesut și patul sangvin, el găsește acel receptor, care tot este din proteine, la care el aderă acest virus, aderă și pătrunde în celulă.
Dar ce ne interesează mai tare, ne interesează eritrocitul, deoarece îl pătrund în eritrocite, în trombocite, în alte elemente structurale. Și ca urmare, atunci când el pătrunde în eritrocit sau în alte celule, el utilizează acea materie proteică care este necesară pentru sintezarea substanțelor în organism și ca rezultat acel eritrocit ce face? El, desigur, avem un dezechilibru dintre oxigenare și CO2, se acumulează CO2, insuficiența respiratorie crește, pe când cantitatea de oxigen în situația dată scade. Dar ca rezultat la aceasta, la pacienți apare trombopenie, adică scade numărul de trombocite, scade numărul de eritrocite și se dezvoltă așa o situație, așa numit CID, adică noi avem ca rezultat al trombopeniei avem trombozele care se formează atât în sistemul, în cavitatea nazală, de pildă în sistemul broncopulmonar, dar cel mai important este că acest COVID-19 atacă centrul cardiovascular de la baza craniului. Și ca rezultat la aceasta, dar el pătrunde prin diferite căi în ducând la edemul cerebral, care este și componenta de vazodilatare, dar paralel noi avem aici și componenta toxică a virusului DAD. Desigur, mai tare pe noi ne interesează ce se întâmplă în plămâni. În plămâni, ca atare, din receptorii care, la care aderă acest COVID-19, este numai 1%. Un procent, s-ar părea, de ce trebuie să suferă plămânii dacă avem numai 1%? Dar acest virus, care de acum s-a încărcat cu atâtea proteine, fiind în celule, desigur, el foarte liber, pătrunde în plămâni, lui de acum nu mai interesează cei receptori care sunt în plămâni și care duc la modificări destul de majore, la acumulări de lichide între celule, la el ca atare afectează în plămâni sistem, acea structură bazală a alveolii, adică acolo unde sunt capilarele și în situația dată, desigur, apar trombozele care își duc la cele modificări care le vedem structurale sub formă de sticlă mată la ambii plămâni în situația dată. Ca rezultat la aceste modificări structurale, plămânul la început este micșorat în volum, mai apoi, la etapa a doua, plămânul crește în volum, apare insuficiența respiratorie destul de majoră. Dar cel mai tare este gravă etapa a treia, atunci când el, paralel cu aceasta, mai asociază și flora bacteriană, poate sunt candide. În situația dată, desigur, avem o conlucrare, sau așa aș spune, atunci când asupra organismului acționează atât flora virală, cât și flora bacteriană. De atât în direcția dată să cere cercetări științifice, de a vedea anume care în situația dată este această conlucrare dintre aceste flora bacteriană și flora și patologie virală. Adică în evoluția afectării în organism, noi avem trei etape despre care am vorbit și, desigur, etapa cea mai gravă este etapa a doua, atunci când se dezvoltă aceste pneumonii destul de serioase. Dar s-a demonstrat că suferă toate organele care conțin epiteliul, dar toate organele conțin epiteliul, deoarece avem vasele sanguine care au endoteliu și, prin urmare, sunt afectați, afară de craniu, este creier este afectat, rinichiul, sunt ficatul, intestinul, dar cel mai principal, atunci când pătrunde infecția prin căile respiratorii, se afectează endoteliul din căile nazale, respiratorii superioare, din stomac, din intestine și mai apoi toate sistemele care cea mai gravă stare care se formează la pacienți este modificări multiorganice, adică suferă toate organele și sistemele. Desigur, în situația dată, noi avem trei forme de evaluare a pneumoniei în COVID-19. Cea mai simplă formă este, poate fi forma simptomatică sau poate fi forma simptomatică, dar acea formă simptomatică la primul plan este prin modificări craniene.
Adică atunci când este pacientul agitat, când apar diferite modificări din parte sistemul cranian. Mai apoi, la etapa a doua, faci fitusa, febra, dar mai serioasă este etapa a doua, atunci când acum avem temperatură, avem frisoane, avem tuse, avem dispnee, avem dureri în gât, forme de guturai, adică este o formă, dar cel mai principal din punct de vedere medical este atunci că avem modificări din partea gazelor sângelor, când scade numărul de oxigenarea, crește CO2, se dezvoltă acidoză, care iarăși duce la momente de hipoxie, atât în plămâni, cât și în celelalte țesuturi și organe. Și, desigur, aceasta se duce la o modificare multiorganică, la șoc, la sepsis, 100% de pacienți care ajung în faza 2, faza 3, în faza gravă și faza severă, ei, desigur, duc la șoc septic, care este foarte complicat de tratat. Vreau să mă refer că la copii patologia se întâlnește mai rar, dar ea decurge mai grav. Dar de ce se întâlnește mai rar? Din cauza aceea că la copii avem încă nematuriția pulmonară, la dânsă încă nu avem acel receptor format care ar putea acest virus ca să adere cu aceste cânge a lui la situația dată și prin urmare copiii se afectează mai frecvent la vârsta peste 8 ani. Până la 8 ani se întâlnește mai rar patologia dată. Dar asta nu înseamnă că noi nu întâlnim patologie la nou-născut, mai ales dacă mama este purtătoare de coronavirus, atunci copilul se poate infecta de acest coronavirus sau el se poate naște fără, la prima analiză nu se găsește coronavirusul, iar peste câteva vreme, desigur, va fi găsit, el este purtător de coronavirus. Este important atunci când gravida, dacă a fost în primele 12 săptămâni de graviditate, se confirmă diagnosticul de coronavirus, atunci este necesar în consiliu de a aprecia, de a stabili. Trebuie femeie dată să nască sau nu, deoarece în situația dată, mare majoritatea cauzelor se avortează. Deoarece copilul poate avea multiple malformații congenitale după ce mama suportă patologia dată. Desigur, un rol important în modificările care apar în organism, desigur, poate apărea o ligurie, sunt schimbări din partea rinichilor. S-au găsit în structurile rinichilor tot sectoare de coronavirus și, desigur, pacienții, mai ales care suferă din insuficiență renală cronică, atunci care primesc preparate nefrotoxice, acei pacienți la care se administrează antibioticoterapie, ei pot duce la modificări majore din partea rinichilor și după insuficiență renală acută. Mulți din acești pacienți necesită hemodializă. Acei pacienți care au patologii din partea ficatului, atunci apar modificări serioase din partea ficatului, modificări hipoxice. A zice că principal în COVID-19 este sindromul de hemoliză, de trombopenie, de tromboze generală, de modificări multiorganice și totodată vreau să atenționez că de la început suferă creierul, mai apoi, că am vorbit sistemul cardiorespirator, mai apoi sistemul cardiovascular și mai apoi se implică celelalte sisteme și organe. Dar este cunoscut faptul că dacă este implicat în proces plămânul, atunci oxigenarea scare, avem hipoxie, avem sindromul de perfuzie, hipoperfuzie și ca urmare avem acele modificări. Ce rămâne din plămân? Din plămân rămâne numai stratul cartilaginos. Chiar dacă pacientul a fost tratat și a ieșit în stare gravă la etapa a treia, când avem o clinică destul de severă, care în Chitai s-a întâlnit în 5% din cazuri, desigur, acești pacienți pot dezvolta pe parcursul vieții fibroză pulmonară. De atâta studii în domeniul dat este necesar și acele studii care ar fi binevenite de a stopa, deoarece în infecția coronavirus avem o furtună de citochine, adică se eliberează foarte multe citochine mediatorii inflamației, mai ales citochina 6,
dar poate fi citochina 1B, citochina 8, citochina 6 și în situația dată aceste citochine ele devin toxice pentru organism și duc la mărirea inflamației și la moarte de celulă. Desigur, s-ar cere niște investigații anume de, și preparate speciale care ar încurca această interleuchină ca să devină nocivă pentru organism. Adică, în direcția dată, toți sunt fiecare, aș zice, propoziție spusă în ce privește infecția multiorganică. Ea necesită studii aprofundate pentru a studia etiopatogenia, deoarece am zis că este un mecanism nou de afectare COVID-19. Acest mecanism nou este în aceea că el acționează prin proteinele date și ca urmare el se hrănește. Dar noi cunoaștem că astăzi sunt 341 de tipuri de coronavirus. Toată lumea este împrăștiată de acest coronavirus. Chiar vaccinurile care vor fi efectuate, ele vor fi efectuate față de un singur tip, dar nu vor fi pentru toate tipurile. Astăzi în lume se vorbește foarte mult, studiile arată că cei pacienți care au fost vaccinați cu BCG, ei ca atare nu sunt afectați de coronavirus. Totodată este cunoscut că clinica în tuberculoză și în coronavirus, adică și acolo avem procese respiratorii și aici, numai că în tuberculoză ele apar cu mult mai târziu. Este cunoscut faptul că suferă mai mult persoane care au grupa a doua de sânge și mai rar persoane care au prima grupă de sânge. În tratamentul pacienților cu diferite feluri de pneumonie, prima dată la ce este necesar de a face oxigenarea pacientului. Dar trebuie să nu fie oxigenare exagerată, este necesar de a face monitoringul, și anume echilibru acidobazic, să avem aparatură specială pentru această situație. Desigur, la etapa a doua, de acum este necesar de a merge la oxigenarea pacientului, câteodată prin metodă mecanică, atunci neoninvazivă, atunci când introducem un cateter în nas și dăm oxigen. Iar la faza a treia, atunci când avem forma severă, desigur că în situația dată, de acum este necesar de a trece la respirație activă de acum, la IVL, deoarece de acum este imposibil de a susține viața pacientului. Desigur, aici sunt diverse detalii care ne vorbesc de acea terapie care trebuie făcută prin infuzie cu cristaloid și nu cu soluție fiziologică, la acea terapie cu albumină atunci când ea scade mai mult de 20%, adică sunt, având în vedere patogenie destul de complicată, tratamentul este destul de complicat. Și la etapele tratamentului este necesar de a aprecia paralel cu funcția ficatului, funcția renală, de a aprecia starea coagulării sângelui și un rol, ce face încă negativ acest coronavirus, el afectează sistemul de hemopoieză, adică cunoscând că din canalul osos unde merge maturiția celulelor din sânge, el afectează acest sistem și ca rezultat, de pildă, dacă megacarociții care pătrund din sistemul osos în plămâni, pentru a forma trombocitele, ei sunt blocați și atunci avem o trombocitopenie la pacienții dați. De atâta investigații în domeniul dat tot trebuie să fie continuate. Desigur, s-ar putea foarte mult spus de patologia dată, eu am pregătit destul de mult, ați vizionat pe tabel, dar vreau să zic că vreau să conchid prin faptul că, desigur, sunt necesare studii genetice, deoarece trebuie de văzut de ce anume pacienții care suferă de diabet zaharat, care suferă de hipertensiune arterială sau de alte patologii, fac mai greu această infecție coronavirus, cine este vinovat coronavirusul sau combinația la aceste două patologii. Este necesar de a aprofunda cunoștințele în patogenia, modificărilor multiorganice care au loc în această patologie. Sunt necesare de a aprecia totuși
ce este predominant în mortalitate, acțiunile coronavirusului sau forme de compensate a infecțiilor cronice, a infecțiilor metabolice, care se, pe fondalul cărora se dezvoltă aceste patologii. Desigur, este necesară imunoterapia sau nu este necesară? Avem imunodeficiență primară la copii sau avem imunodeficiență secundară? Adică toate aceste probleme necesită studii aprofundate. Și desigur, utilizarea plasmei congelate de la recovalescent într-o măsură de care eu cred că va fi o direcție adăugătoare în tratament, așa cum, de pildă, în infecțiile bacteriene, utilizarea plasmei antistafilococice, care îmi dă rezultat destul de pozitiv. Eu cred că aș mai putea vorbi în direcția dată, dar având în vedere că noi, colegii, ne-am completat unul pe altul, și eu cred că aceste cercetări care au fost făcute, deoarece noi am sistematizat datele literaturii, ele vor fi transmise studenților, rezidenților, medicilor tineri și, în sfârșit, vom avea posibilitate ca să combatem această infecție. Dar eu așa am impresia că probabil nu va fi, deoarece, bine a zis domnul academician Grupă, sunt necesar studii aprofundate în privința ce se întâmplă cu psihologia omului, care astăzi este stați acasă, el stă acasă și primește informații toată vremea. S-au decedat, de ce au decedat? De atâta, eu cred că în fața tuturor savanților stau diverse probleme și numai o muncă multidisciplinară va putea rezolva problema în cauză la o etapă oricare, deoarece nimeni nu cunoaște când se formează acești anticorpi, care este cantitatea lor, cum acționează asupra organismului, care vor fi noile căi direcționate în aprecierea stării pacientului și în îmbunătățirea prognosticului. Eu vă mulțumesc!